Salutare, oameni buni, la următoarea provocare. De această intersecție cu sens giratorii se apropiau trei autoturisme, unul albastru, altul verde și cel roșu. În intersecție, agentul de circulație a întins brațele lateral, stând cu spatele spre acești trei conducători. Conducătorul autoturismului albastru s-a oprit până a intra în intersecție, iar autoturismul verde sau conducătorul autoturismului verde și celui roșu au intrat în intersecție până în spatele agentului de circulație și acolo au oprit. Deci care din ei au procedat regulamentar? Lăsăm în comentarii, deja cum este tradiția noastră, doar un simbol al inimii de culoarea mașinii care a procedat corect. Iar până la sfârșitul săptămânii, neapărat, vom afla și răspunsul.